Antreprenorii, ONG-urile, PFA-urile, SRL-urile sau întreprinderile individuale interesate se pot înscrie la concurs până pe data de 2 iulie. Pot concura idei de afaceri sociale din domeniul producției sau prestării de servicii. Condiția cea mai importantă ce trebuie îndeplinită este aceea de a angaja persoane din rândul celor defavorizate, persoane cu dizabilități, membri ai comunității romilor sau persoane aflate la vârsta la care foarte greu își mai găsesc un loc de muncă. Fiecare idee selectată pentru a fi finanțată prin competiția Fabricat în țara lui Andrei va primi de la OMV Petrom câte 32.000 de euro, bani nerambursabili dintr-un buget total de 350.000 de euro. Întâlnirea de astăzi de la Craiova este prima dintr-o serie de 5 pe care le-am început în cadrul celei de-a doua competiții a proiectului Fabricat în țara lui Andrei. Am venit aici ca să explicăm ceea ce înseamnă proiectul ăsta, să vedem cât de interesați sunt oamenii să deschidă afaceri sociale, să încearcă să facă o afacere, dar să și ajute comunitățile în care vor veni. Ana Vicenția are 26 de ani și a intrat în competiția Fabricat în țara lui Andrei cu o idee de afacere inedită. Ea și-a propus să realizeze un atelier de produs brichete de rumeguș, folosite ca sursă alternativă de încălzire a locuințelor, în special la centralele pe lemne. Am decis să intrăm în competiția Fabricat în țara lui Andrei pentru a continua drumul afacerii sociale, dar și pentru a valorifica superior rumegușul rezultat din procesul de producție. Câte persoane ați angajat după ce ați intrat în competiția Fabricat în țara lui Andrei? În prezent avem 3 locuri de muncă pentru persoane din categoria persoane defavorizate, cu dizabilități sau persoane aflate la o vârstă la care nu se mai puteau angaja? Persoane de etnie romă, fără venituri, cu familii numeroase, ce au în întreținere între 4 și 8 persoane. Persoanele care aplică în competiția de afaceri sociale Fabricat în țara lui Andrei vor fi consiliate de către finanțatori pe o perioadă de 8 luni, precum și consultanță încă din faza de studiu de prefezabilitate.